Deci, să mergem mai departe să vedem pentru raci. Care ar fi mesajele lui 2020 și săptămâna următoare? Săptămâna începe în forță pentru... De fapt, nu începe, ci antrenează o forță foarte puternică prin natura acestei eclipse care se petrece peste, chiar în semnul lor. Și vreau să vă spun că am căutat puțin în efemeride, deci în istoricul tranzitelor planetare. Și ce credeți? Pe 9 ianuarie 2001, deci acum 19 ani, se petrecea o eclipsă totală de lună, exact în gradul unde avem acum pe 11 ianuarie eclipsă de lună în semnul racului. Știm că eclipsele, apropo de explicații astrologice și de partea didactică a întâlnirii noastre, eclipsele au loc întotdeauna în preajma nodurilor lunare. Lunare, deci eclipsele presupun alinierea nodului nord, a nodului sud, a soarelui și a lunii. Exact. Și iată că vorbim pentru nativii rac de un ciclu de 19 ani. Deci toți nativii rac trebuie să se ducă puțin în urmă, bineînțeles cei care au o vârstă care, să spunem, că include acest ciclu de 19 ani, dar să ne gândim că toate zodiile sunt supuse acestei ciclicități de 19 ani prin natura exact. Eclipsei. Îmi cer scuze, Valeriu, revenim după publicitate. Revenit, să continuăm acum, vorbeam despre nativii rac, Valeriu. Și despre eclipsa care după 19 exact. Ani de lună, care după 19 ani se petrece fix în același grad, la câteva deci, minute clar are o distanță. Semnificație de reîntoarcere la ceva, mai ales pentru cei care au trăit atunci. Deci nu doar pentru rac, ci pentru da. Toate zodiile avem această ciclicitate de 19 ani, deci 2001-2020. Este un interval care aduce pentru foarte mulți nativi, mai ales pentru foarte mulți raci, o temă de reflexie, deci o retrospectivă a deciziilor luate în 2001. Da, de a înțelege ceva, mai ales cei care au prins momentul acela. Da, deci vine cu această șansă, cum spui și tu, de a reconsidera ceva ce s-a întâmplat atunci sau de a nu cădea în aceleași capcane. Greșeli, da. Da? Pe, în care am căzut în trebuie acea perioadă. Trebuie fiecare să urmărească, bun, zodiile se știu, rac, capricorn, dar să urmărească fiecare în ce casă astrologică, mai ales cei care știu, că acum foarte multă lume știe să-și construiască, confecționeze astrograma, să urmărească pe ce case astrologice sunt urac. Aceste luminarii, deci soarele și luna pentru fiecare, și să urmărească în domeniile respective și exact cum spunea acum 19 ani, dacă își mai pot aminti ce marcaj au avut, pentru că eclipsele, exact cum spuneai, întâmplându-se pe joncțiunea între luminarii și nodurile lunare, nodurile lunare știm foarte bine, am mai tot spus că au semnificație karmică 100%, ele fiind niște intersecții ale orbitelor planetare, orbita lunii și a, în jurul Pământului și a eclipticii în jurul Pământului. Deci ele sunt foarte semnificative din punct de vedere karmic, ele aduc niște descărcări incredibile. Cei care știu astrologie vor vedea că, adică știu deja că orice conjuncții pe nodurile lunare și eclipsele cu atât mai mult aduc evenimente care ne conectează poate cu alte vieți și așa mai departe. Deci 11 ianuarie 2020 este un moment foarte interesant de urmărit fiecare ce mesaj are. Racii au această oportunitate de a nu repeta o greșeală pe care au mai făcut-o. De aceea eclipsa de lună din semnul lor vine cu foarte multă șansă providențială pentru nativii rac de a trăi, de a-și trăi viața într-o stare de luciditate, într-o stare de concentrare, de conectare la divinitate. Și chiar le recomandăm nativilor rac să fie extrem de atenți la mesajele subtile, să fie atenți la ce visează noaptea, să fie atenți la sincronicități, să fie atenți la repetiția numerelor pe stradă, să fie atenți la cuvintele care se potrivesc, de exemplu, racul deschide televizorul și aude cuvântul pe care îl rostise cu 2 secunde înainte către cineva din casă. Deci este o perioadă plină de sincronicități care trebuie să-i pună pe gânduri pe nativii rac. Și apropo de evoluția spirituală, da. Pe care iată o abordăm astăzi dintr-o perspectivă astrologică și chiar didactică, nativii rac, să spunem că înțeleg un adevăr esențial despre modul lor de a se raporta la propria viață și la ceilalți, și anume faptul că victimizarea și starea de pasivitate nu le sunt de folos. Deci
Vom vedea pe fondul acestei eclipse foarte mulți nativi RAC care trec la acțiune și care refuză să se mai victimizeze. RAC-ul iată că suferă sau suportă, mai bine zis, la începutul anului 20, un proces similar cu înălțarea, să spunem. Pentru că ei simt nevoia să se ridice, să se ridice dintr-o groapă, să se ridice de jos sau pur și simplu să se ridice de pe canapea și să facă ceva. Eclipsa este un îndemn la acțiune și la ieșirea din starea de acel dolce farniente din italiană. Sunt două situații pe care oamenii trebuie să le înțeleagă. Pe de o parte, semnificația corectă a situațiilor pe care destinul le creează aparent doar în defavoarea noastră, care de fapt sunt în favoarea noastră, adică o eclipsă care poate aduce o tulburare sufletească pentru că trebuie să schimbi ceva, o planetă retrogradă care iar te forțează să schimbi ceva sau să vezi lucrurile altfel, o quadratură sau o opoziție sau un aspect așa zis negativ, dar de fapt el pe până la urmă este pozitiv că ai înțeles ceva. Asta o dată și a doua oară, acele situații favorabile pe care uneori nu le folosim la maximum. De exemplu, Venus. Puțină lume știe că Venus, pe lângă faptul că este responsabilă cu iubirea, mă rog, iubirea erotică, sigur că da, este și o planetă a bunăstării. Este acea planetă care dă roade, așa se spune despre Venus, că ea dă roade. Sau Jupiter, planeta expansiunii, planeta norocului. Puțină lume știe că ele, ca să-ți aducă cu adevărat această bunăstare, Venus, respectiv noroc, Jupiter, tu trebuie să le ieși în întâmpinare cu ceva. Trebuie să le mulțumești, nu ca și când ar fi idol, Doamne ferește, sau zeități, nu. Dar totuși, ca energie, ca acțiune, tu trebuie să te gândești, în ce casă am eu Jupiter anul acesta? Păi în casa banilor. Înseamnă că și eu trebuie să vin cu ceva, să fac ceva pentru bani. Să respect banii, să mă gândesc cum pot să fiu mai bun, cum pot să mă fac util, cum pot să mă pun în valoare la serviciu. Să mă gândesc la bogăție, nu la sărăcie. Exact. Să faci ceva în domeniul respectiv sau dacă ai Jupiter, nu știu, într-o casă a creativității și dacă tu stai toată ziua în casă sau stai în spatele scenei, normal că nu o să activeze acea energie. Deci, pe de o parte, să respectăm norocul acolo unde l-avem și să facem ceva în întâmpinarea lui și, pe de altă parte, să nu dramatizăm situațiile care sunt doar mentori în viața noastră. Vorbind despre raci, pentru ei este foarte important să înțeleagă că trebuie să valorizeze puțin mai mult oamenii de bună factură din viața lor. Eu aș spune că 2020 se remarcă prin acest lucru. Acest Uranus pentru ei este în domiciliu ca și casă. Nu este puțin lucru. El este retrograd, este practic singura planetă acum retrogradă. Nu înseamnă că retrograd este ceva rău. Retrograd înseamnă că nu este greșit ceea ce faci, ci înseamnă că ai ajuns cu trenul în altă gară decât cea în care era predestinat să meargă trenul respectiv. Retrograd nu-ți spune și ce faci în gara greșită. Da, ai luat trenul în direcția greșită, dar tu poți să faci un lucru bun odată ajuns în stația respectivă. Deci retrograd nu este ceva greșit sau ceva rău în sine. Retrograd pur și simplu vorbește, energia ta practic este canalizată pe direcția inconștientului. Universul vrea să vadă ce faci tu cu ceva care până acum n-ai făcut corect sau n-ai făcut suficient de bine sau nu ai folosit ceva la parametrii maximi. De câte ori avem aspecte karmice, adică planetele retrograde reprezintă lucruri karmice, eclipsele, lucruri karmice, anumite planete și așa mai departe, ce înseamnă? Înseamnă că energia noastră este direcționată pe zona inconștient, subconștient. Deci e puțin mai mult ce vrea Universul de la noi decât să ne ducem la serviciu, să avem un copil, să avem o casă și o mașină. Universul vrea altceva. Deci pentru raci, Universul vrea altceva de la ei. Universul nu mai vrea doar să fie mulțumit cu ce au, doar să se mândrească cu ce au realizat, pentru că lumea este puțin mai mult decât realizările concrete și materiale cu care mulți se folesc, dar sunt zero barat în plan spiritual. Și mai există o componentă a planetelor retrograde care vorbește despre implicarea în viața celorlalți, pentru că energia unei planete retrograde trebuie pusă la dispoziția celorlalți. De aceea, în casa a grupurilor, a prietenilor, a anturajului, Uranus retrograd pentru nativii RAC îi obligă pe aceștia să ia în calcul ceea ce pot face ei pentru echipa din care fac parte, pentru semenilor, pentru prietenilor. Deci nativii RAC pot să ia decizia de a organiza anumite evenimente, de a se implica mai mult în viața celorlalți, de a fi mai activ, mai disponibil, să spunem. Deci iată că racii ies la începutul acestui an de sub carapacea lor, cum spuneai și tu, nu îi mai interesează doar familia lor, copiii lor, grădina lor, ci ei, prin natura acestui tranzit, care este pe final al lui Uranus retrograd din casa 11-a, își pun la dispoziție timpul, resursele,
sufletul pentru binele comun. Mergem mai departe să vedem pentru nativii leu, favorizați de prezența lui Marte în Săgetător într-un semn prieten, un Marte în conjunct cu